Dar sunteți de acord cu mine că e o mafie aici și sunt niște... Bine, dar eu dacă venea la mine vară, eu v-aș fi spus poate altă. Și nu chiar așa cum ați relatat acolo. V-ați luat după țigani, după cei mai slabi din toată România. Pe ce contează că-s gravidiole? Păi, dar nu lucră nimic, că dacă n-ar fi supertit, ne-ar omorâ și ne-ar lua mâncarea din gură. Deci, dumneavoastră, nu considerați că acei copii care stau în munte sunt exploatați? Păi, te lasă o părinte, ce să-i ducă la pușcărie. Ce credeți că le cumpără la copii? Ce credeți că le cumpără? Că-și cumpără lor țigări. Ce credeți că cine vine la mine hală le cumpără la copii? Nu, că au 5 copii care nu merg niciunul la școală. Eu înțeleg ce spuneți, dar nu e normal ca niște copii să fie exploatați și să se locuiască... Păi dumneavoastră cumpărați acele ciuperci și astfel încurajați fenomenul ăsta de sclavie. Nu, și eu din ce să trăiesc dacă ăla nu merge la ciuperci? Din orice altceva, doamnă, nu este treaba mea, eu nu sunt oficiu pentru consultanță de cariere să vă spun în ce să lucrați, dar nu e normal să lucrați într-un domeniu în care sunt abuzuri. Nu e normal așa? Un abuz. Țigani, un insect.